Aventurile lui Max, Mara și Mi. E o dimineață caldă de vară. Max și Mara doar ce au luat micul dejun. O ochiuri cu pâine prăjită și lapte cu cereale. Un adevărat festin. Mi, cățelușa, încă doarme leneșă în culcușul ei. Max și Mara s-ar juca afară, dar tot ce pot face e să stea în pijamale cu ochii pironiți pe geam. Plouă. E atât de norat că nici măcar nu se pot bucura de soarele blând al dimineții. Of, oftară copiii în cor. Dintr-o dată se auzi un zgomot. Vene de afară. Se pare că două conserve metalice se dădeau de-a dura pe trotuar împinse de vânt. Oare unde le va duce vântul? Întreabă Mara. Hai să aflăm, spuse Max. Iar Mi fu într-o clipă alături de ei, dând din coadă. Cei doi copii își puseră pelerinele de ploaie, pălăriile impermeabile și cizmele, îmbrăcară și câinele și țuși de afară. Au urmărit cele două conserve până la râu, unde vântul puternic a împins cele două conserve. Uimiți, cei doi copii se uitau cum și alte gunoaie pluteau la suprafața apei, nestingerite. Acestea au fost duse odată cu ploaia care a căzut câteva ore în acea dimineață. Ploaia se mai domoli, iar Max, Mara și Mi au plecat către casă să-și schimbe hainele. Au trecut tiptil pe lângă mama lor, care era într-o ședință online importantă, și au intrat în camera lor. Mi i-a așteptat cu minte la baie. Știa că nu are voie udă în cameră. După ce au fost gata, cei trei prieteni stăteau întinși pe podeaua din dormitor. Afară, soarele își recăpătase forțele, iar natura era veselă din nou. Nu mai ploua. Totuși, nimeni nu mai avea chef de ieșit afară. Cu toții, stăteau și se gândeau la gunoaiele care pluteau nestingerite pe râu. Max, Tamara. Hai să ne jucăm un joc, spuse Mara. Se numește Ce s-ar întâmpla dacă... Sună bine, răspunse Max. Încep eu. Ce s-ar întâmpla dacă nu am mai proteja natura? Exact la asta mă gândeam și eu de când am fost la râu. Cred că e un dezastru pentru toate vietățile din apă. Lumina nu mai pătrunde cum trebuie, iar plantele subacvatice mor pentru că nu mai pot face fotosinteza. Dacă nu sunt plante, peștii mici nu au ce mânca și mor și ei, la fel și peștii cei mari. Și cel mai important, ce se va întâmpla cu apa pe care o bem în fiecare zi? Apa necesară nouă tuturor pentru a putea trăi. Așa este, continuă Max. Ca să nu mai spunem că orice fel de poluare a aerului ne face foarte rău. Cred că dacă nu protejăm natura, atunci nici natura nu ne va mai proteja, spuse Max. Și acest lucru nu e pentru că nu vrea, ci pentru că nu poate, adăuga Mara. Mi aprobă și ea cu un lătrat, apoi puse capul pe labe. Mara, cred că ar trebui să fim mai atenți de acum. Ce spui să ieșim afară și să strângem gunoaiele de pe jos? Putem lua niște bețe cu care să le apucăm și un sac mare. Așa putem salva râul de la a fi plin cu și mai multe gunoaie la următoarea ploaie. Mi își ridica capul de pe labe și se uita întrebător la ambii ei stăpâni. Simțea mirosul unei noi aventuri. Bună idee, Max! Așa vom face! Copiii, haideți la masă! Se auzi vocea mamei din bucătărie. Era ora prânzului. Se pare că trebuie să mâncăm mai întâi ca să prindem puteri, spuse Max, și toți trei fugiseră înspre bucătărie. După ce au mâncat, copiii au plecat într-o nouă aventură. Planul pe care l-au pus la cale îi va ajuta și pe ei, dar și natura. Ei vor avea o apă curată, iar pământul va fi mai puțin poluat. Și-am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Noapte bună!